Ne v-am găsit la un nou episod din strastră de Breasla Hai ducilor! Astăzi, fraților, o să ne apucăm de o nouă căsuță în orășelul nostru Și cred că o să fie și ultima pe care o facem înainte să plec Sau penultima, cine știe O să vedem, bun În primul și în primul rând o să fie una micuță Deci, pentru cei care vreți să vedeți cum se face o să micuță Enjoy this tutorial, ca zicem așa Deci aici, 3 și aici Um, nu, hai să facem un pic mai în spate. Aici. Sau, wait, wait, wait. Aici, 1, 2, 3 și aici. Perfect, pentru că o să vină cu un bloc mai în partea asta. Și atunci nu, chiar nu e ok. Bun. Mergem cu, <coughs> pardon, încă două blocuri în sus. Încă două și în partea asta oare. Ok, am 90 fov -ul. Ieșim cu un bloc în partea asta, în partea asta, în partea asta și în partea asta. Din nou, trei în fiecare parte. După încă un stâlp aici, încă oh. un stâlp aici și le scoatem în afară cu câte un bloc. Fieca... Deci fiecare pilon îl scoatem în afară cu câte un bloc și fiecare grindă la fel. <coughs> Pardon. Și hai să vedem, da, încă străgușit pentru că mai filmez toate episoadele în aceeași zi și na. După posibilitate, să știți cum e. În partea asta o să vină, deci în fiecare parte o să vină la fel, câte un bloc din ăsta, de stone brick plus câte o scăriță care să pară că menține acolo ceva, deși nu menține nimic, dar hai să pară puțin. După aici o să avem nevoie aici, nu era aici. Wait, wait, wait. Aici o să avem nevoie după cum o să vedeți, mirate, ia uitați ce frumos arată hmm, Și așa o să vină în fiecare parte Aici o să vină un gemuleț, aici la fel. Aici în spate. La sunt case extrem, extrem de mici. Asta două. Dar asta e chestia, că sunt mici ca să fie aici să încapă. Deoarece pe aici va trebui să facem un drumuleț pe lângă brotărie. Spre moară. Deci E puțină bataie de cap și cu drumurile astea, dar o să le aranjăm noi după, nu e așa mare problemă. Acum că am făcut asta, hai să ne luăm și noi niște, niște oak, după să facem niște scări. Și de aici o să continuăm cu scările Dar mai am aici Așa, ăla, -i, ăla -i. Așa am nevoie și de wool Și de glass Gata, am rezolvat Aici jos o să facem O podea din uh, spros cred că Zic că am lăsat spros acolo De ce am lăsat iar sprosul? Vreau spus, zic că am aici, ăla Gata, să nu fie prea multă bătaie de cap Am rezolvat și cu sprosul. 2, 3 Și o să facem cu 6 trebdoruri Dar nu avem Ok, nu avem trebdoruri de ochi, Că atunci facem Cred că, da, uite, la perfecție Exact 6 pentru că, na, da, mai modificăm și noi Puțin designurile astea Aici în dreapta și în Sau nu, stai un pic Am altă idee, o idee mai bună Pe care o putem face Să pun să fie la fiecare geam niște iarbă din asta, uite așa, grass blocuri. Hai că am pus-o bine, dacă e 3 aici, 3 aici și 3 aici. Iar acum trebuie dorurile. Și mai trebuie încă 3 în partea asta, altă și o să punem flori pe acolo, pentru că, na, evu mediu, că este 30 hoteli. Dar, 1, 2, 3, așa, ăla -i. Iar acum niște trebdoruri din spus avem pe aici, uite, avem două și ne mai trebuie încă patru, cred că. Așa că facem acolo să... uite avem deja. Facem acolo să fie. În partea asta. În par... Da, wait... Aulea. Nu pot să fac asta deoarece nu o să mai pot pune după florile. Nu m-am gândit la chestia asta înainte. Dar... e. După posibilități facem și noi căsuțele mai micuțe în partea asta Deoarece n-ai o zonă mai sărăcăcioasă, să zicem așa Dar o să urmeze și ca să printre ele fiecare cum au avut bănuții necesar să-și facă căsuța De exemplu, bine, aici o să vină deja un copocel, Aici deja iar o să vină un copăcel O să fie mai multe chestii, o să dureze ceva până terminăm noi tot sătucul ăsta Dar începe încet încet să prindă conturul, lucru care îmi place foarte, foarte mult Iar acum cred că ne putem apuca să facem, de fapt, stai un pic, mai trebuie să fac încă niște scări Că avem nevoie de destul de multe Acum ne putem apuca de... Ia uite, stai un pic Să ne cocoțăm și noi aici sus hmm. Ia uite. acolo Wait, 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 tu hai înapoi Și tu aici Și tu aici După o să vină în felul ăsta Mai în sus și scară. Deci, în general, ca să vă explic așa puțin, la casele medievale, stai că l-am pus greșit, la casele medievale designurile se repetă. Deci, în general, sunt designuri comune care se repetă la fiecare căsuță în parte, numai trebuie să știi tu cum să le împarți, să le adaugi, să le împarți, să le desparți, încât să arate bine. Deci, asta e partea destul de interesantă la construcțiile medievale pentru că sunt foarte, foarte simple de făcut, deoarece sunt extrem, extrem de repetitive. Oare cât trebuie să mă răc? Cred că numai două ar trebui să mă mai cocos de aici. Hai atunci să te scoatem pe tine afară. Și pe tine la fel. Deoarece... Stai un pic. Hai să punem și butonașele. Trebuie să mai niște butoane pe aici. Zic că le-am aici. Gata. Deci revenind Designurile sunt destul de repetitive. Acum am venit o idee cu trebdurile alea ce să facă, tot le-am la mine. Uite ce putem să facem. Acolo sus, acolo sus și nu influențează cu absolut nimic. Putem să punem după flori în partea de jos și bine, nu o să fie flori puse în ghiveci, o să fie, o să fie direct puse pe... Oare mai... Uh -huh. Hai să facem asta. Bun, o să fie florile direct puse pe iarbă. Ca să nu ne mai batem capul. Iar acum, întrebarea mea e cum o să vină. Deci, cum ar trebui să vină? Hmm. De aici, cred că. Tu invers trebuie să fie, da. Merge. De aici și designul să fie în felul ăsta până se întâlnesc, așa că hai să le aranjăm un pic. Pentru a avea Deci le pun înainte pe toate Pentru a ști de unde până unde mă apuc să construiesc Că mai e toată treaba Cred că puteam să le fac din sprus în partea aia de jos Dar am zis că hai să nu Și de aici Din nou Bine, același design Oh, wait, wait Sau huh. Ce aș putea eu să fac? Hai, că fac hai că facem o chestie diferită, da? Facem un design diferit să fie ceva mai înalt deci facem una în general v-am zis și cu chestia asta uite, arată arată bine aici va trebui să vină totuși niște gemulețe deci aici vine un geam și după vedem și aici și aici și în partea din față în fiecare parte o să vină câte un gemuleț din ăsta micuț ca să nu știu de ce dar să fie acolo. Iar acum o să facem o chestie, un design diferit. Așa. Deci, în general, pentru cei care vreți să învățați, bine, în general, prea multe generalități în episodul ăsta, dacă vreți să învățați să faceți chestii medievale, găsiți o grămadă de tutoriale pe YouTube. Deci, dacă vreți să învățați, îs acolo sute, de tutoriale, numai să vreți să învățați, că mai e toată chestia. Am pus bine da și aici o să vină um, un slabore, un slab și asta pus invers. Ok. Aici la fel. Una, două și trei. Câte un slab și mai vedem noi cum le conectăm între ele. Ea uitați. Cam așa. Vreau să fie și diferit față de designul ăsta. Așa că ce mai probabil Crec... Hai să, hai să lăsăm așa, da? Hai să lăsăm așa. Nu mai ridicăm nimic, nu mai facem nimic. Așa lăsăm. Dar mai avem nevoie totuși de niște wood. Facem să avem și sleburi. Ia uite, cred că le putem face pe toate. Gata. Am rezolvat. Acum trebuie să mai urcăm puțin. Ia uite. Și de aici. Întrebarea e cum facem de aici, da? Hmm. Oare dacă vine așa sau hmm. Wait 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 we, we will see hai să o să vedem Sau Aici uh, Da e ok hmm. Nu no, hai să nu facem așa Hai totuși în partea asta să le unim Da deci în fiecare colț le unim iar după, ia uite ce putem să facem, mi-a venit o idee, putem să facem astea așa, nu o să deranjeze pe nimeni, iar mai apoi noi cu un bloc mai sus o să facem, ia uite ce frumos o să vină, așa, ia și în partea asta, nu vreau să fac cu wood pentru că vreau să aibă o continuitate, așa că lăsăm foarte, foarte frumos așa. Frumos, rapid, rapid, lejer Și hmm. Hai să punem totuși oh, Pe interior Ia uite, A, atât Și aici niște Sleuri, ia uite, ce bine arată Și Am rezolvat și noi, trebuie să ducem niște Floricele, dar pe o să le duc eu of camera Sau hai să mergem direct acum Să vedem ce floricele avem pe acolo Trebuie să ducem 9 flori O să fie diferite sau oare să fie Nu, no, hai să nu fie cu steagul nostru totuși o să fie roșu, galben și albastru, da? În fiecare parte o să facem steagul României. Roșu, galben și albastru. Pentru că avem flori, nu de alta. Că dacă nu avem flori, nu facem. Bine, avem și un baiam de flori la care va trebui să mă duc probabil când o să am așa mai mult timp liber. Dar vedem atunci ce o să fie. În partea asta sunt florile. Ia uite. Trei din astea. Trei din astea. Și trei din astea alte. Uitați că am rezolvat. Gat. Avem trei flori din fiecare, să facem steagul României acolo din floricele. Nu o să fie steagul regatului pentru că deja am făcut steagul regatului la primărie, așa că... Bine, steagul bannerul regatului, așa cu alb, albastru și alb. Și oare se vede? Ia, uite, de aici se vede? Nu se vede bannerul dar l-am pus, mă. nu l-am pus. Ba, uite, deci trebuie să fii foarte aproape de el să-l vezi. Cred că dacă... Bine, hai să ne de aici. Uite, de aici se observă, dar deja dacă oare o să cobor, nu se mai observă, sau... Ba, uite, că de aici se observă. De la distanță. Bun, o să luăm de la stânga la dreapta. Ce interesant să pun aici la fel. Asta, deci văd că, uite, astea două se pun destul de cent Asta e centrată, asta vine mai încoace și asta e... Ok, interesant. Ia uite, azi, ce bine arată. Acum, hmm, oare mai avem ceva de făcut? Nu, uite. Ce căsuță destul de drăguță. Sau, hmm, uite cum mi-a venit o idee. Dacă am modificat noi Oh, no. No, no, no. Hai să nu facem așa ceva că o distru... prea distrugem designul ăsta. Și tot la fel, volon de pe aici. Pune-l acolo. Las, las, hai să nu. Hai să nu. Aici scoatem grasul ăsta totuși și îl înlocuim. Bine, dirt-ul ăsta și îl înlocuim. că nu, deci arată super nașpa așa cu dirt. Iar în interior Hmm. Hai să vin aceeași chestie Nu o să aibă etaj căsuța Dar asta Bine, aia e numai așa să fie Deci etajul ăla și-a fost făcut numai Să apară și el pe acolo prin peisaj Adăugăm să fie luminițe Ia uite. Iar acum în interior Avem de făcut puțin trebu Puține trebușoare aici în interior Deci în primul și în primul rând Din nou ai nevoie de un pat la... De la picioare să vină călduți. Așa că să vină, căldu să vină căldurică Să fie, cum a zis, căldus la cruț um, Vine așa După niște cesturi Trebuie să am Aoleo, nenicule, câte cesturi nu mai am Oare, trei cesturi, așa? Hmm. Da, uite Unul dublu și unul simplu și O torță la intrare După cum ne-am obișnuit Iar acum este gata căsuța noastră Uitați ce șmecheră arată E chiar super, super ok. Am terminat-o, hai să-i punem. Uite, vedeți de ce am pus ca o să acolo. A, eu ce fac. Pam, um... pam, pam, Am nevoie de niște gres și îl iau din partea asta. Ia hai, hai să le aranjăm noi astea aici. Oh. Nope. Hai că le-am le pus bine. Hmm. Cred că e ok așa. Vi frumos la tine la căsuță și hai să punem aici. Oare să punem ceva în item frame? Să punem item frame aici să punem ceva în el? Ne, hai să lăsăm așa. Avem noi totuși ceva item frame -uri. Ai, ai, ai. Ceva item frame pe aici. Și haideți atunci să mergem să punem la hambarul ăla, pentru că am uitat în episodul anterior, niște torțe, da? Deci întâi trebuie să pun niște torțe acolo la intrare Deci exact să se observe că băi hambar și așa Oare să pun și acolo? Mm, cred că aș putea să pun Wait, wait, wait Da, din nou modelul nostru normal Cineva să spunea că pot să pun și cu envil-uri Dar dude, dacă ai tot atâtea uri dăm și mie că eu n-am Deci sărăcie, nenea n-avem de unde să oferim atâtea enviluri uri Și iau, uite că am găsit o problemă Houston avem o problemă Trebuie să rezolvăm aici Ia că nu arată bine. Nu m-am gândit în episodul anterior la chestia asta, dar uite că dacă tot am ajuns aici, ne gândim acum. Așa și în partea asta la fel. Pe mijloc nu avem acolo jos, după cum vedeți, deci nu o să modific. Dar, momentan, ia uitați, Ce frumos arată. O să mai adăugăm noi anumite chestii pe aici, să mai pun niște lumini să nu se spawneze nimic. Important e să mă pot plimba prin sat fără să, spa fără să se spawneze nimic. Pentru că, da, dacă o să duc villageri, o să mă trezesc fără ei. Deci, uite, și beaconul nostru acolo și... A, taraba aia, ok. Taraba cu lumânări. Stai, am pus eu lumânările la tarabă? Că vă că le tot țin la mine. Hmm. Da, am pus lumânările la tarabă. Hmm. Ce n-am pus eu aici? Torțe n-am pus aici. Și hai să punem... Oare pun așa câte trei? Ia uite, frumos câte 5. Și aici la fel. Uh, aici în spate cred că trebuia eu să mai adaug ceva, dar am uitat. Um, hmm, hmm, hmm. Hai să punem 2 aici și doi aici. Dacă tot le țin la mine să nu stea așa poscat, uscat, gata. O să ducem și aici pe cineva si o să-l numim, dar mai durează până să ducem să în oraș în oraș, în sătuc. Întâi vreau să fie gata și după să aduc sătem, pentru că uite și în partea, vedeți, nu-i lumina deloc. Dar va trebui să fac un model. Deci asta va fi prima chestie pe care o să o fac, nu știu, pe un live probabil. Să fac un model de felinare și să umplu pe aici de felinare, de copăcei, de un alta. Va trebui să mai adăugăm o faun, o floră, pardon, la Că faună deja aveam, aveam niște animale O floră sătucului nostru Niște boschezi pe aici Niște copăcei Dar asta v-am zis numai când o să mă întorc Oricum Sper că v-a plăcut acest episod Dacă da, nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like Și nu uitați că în descriere aveți Instagramul meu Blue.mem Puteți să mă căutați Și să lăsați acolo un mare, mare follow Aceasta este căsuța Sper că v-a plăcut Noi ne vedem data viitoare Până atunci Aveți de voi Toate cele bune I-am fost ușmen La revedere